Doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct de aici, din platoul Informația TV, unde se află doamna Marcela Papici, candidat al de Senat, domnul Dumitru Pop, primar PSD Odoreu, domnul Pop susține candidații PSD, domnul Romeo Nicoară, candidat PNL Camera Deputaților, domnul Tiberiu Gântner, candidat UDMR Senat. Domnule Nicoară, o întrebare pentru domnul Pop. Înainte de pauza de publicitate, da, am rămas la capitolul restant la întrebări. Da, bună chestie. Apreciez orice efort de înnoire al partidelor politice din România și apreciez că încercați să faceți eforturi de înnoire și la dumneavoastră. Așa l-ați împins pe David Petric pe locul 2, dar întrebarea mea este foarte simplă și directă. Ați pus un tânăr pe locul 1 la Camera Deputaților, tânăr pe care încă nu l-am văzut niciodată aici în studio alături de noi sau într-o altă întâlnire electorală sau la altă dezbatere sau nicăieri, numai în fotografie, în presă. Întrebarea este, de ce vă țineți candidatul ascuns? Și săptămâna trecută am mai spus asta, eram în studio. Domnul Nicolae. L-am întrebat pe Tavi Petric, unde e candidatul? Nu vă uitați pe rețelele de socializare? Nu, unde e candidatul? Ce are de ascuns? Sau... Mi-a dat un președinte. Ce umbre sunt unde peste este. Candidații simplu. PSD-ului de nu-i puneți în lumină publică? Ioana Bran. Atâta vreau să întreb. Este tânără și este în mijlocul poporului. A fost în Odoreu, a fost în aproape toate comunele, poate chiar în toate comunele din județ. Și noi facem cred la fel. Că este mai important, din punctul meu de vedere, prezența candidatului în teren, să dea mâna cu oamenii din ușă în ușă, față în față cu alegătorul, este cea mai importantă. Acolo îl pot cunoaște pe candidat. Aici, la televiziune, este în regulă un candidat cunoscut ca și dumneavoastră, care are notorietate, el... Aici poate comunica mai ușor. Sporește notorietatea în platou. Își sporește notorietatea dacă vine în platou. Eu vă spun foarte clar. Sau nu. Experiența alegerilor pe care am trecut este că cea mai eficientă campanie este acolo. În stradă, din ușă în ușă. Cea mai eficientă. Și asta așa are rolul și importanța ei. Din fericire sau din păcate, există posibilitatea mediatizării prin rețelele de socializare, Facebook și altele. Toți facem asta și pe online suntem prezenți. Și ea este foarte vizibilă. Dacă chiar am urmărit, este foarte vizibilă pe toate zonele în care activează. Acum, faptul că n-ați văzut-o dumneavoastră aici, nu înseamnă că ea nu-și face campanie. Ar fi o greșeală din partea ei să nu-și facă campanie. Nu știu dacă a fost și nici nu cred că este important. Este. Pentru mine este mai important că a fost la Odoreu, că a fost la Negrești, că a fost la Medieșu Aurit, că a fost în viile Satu Mare, că a fost în comunitățile unde sunt mai mulți maghiari și acolo trebuie să ajungem pentru că și maghiarii sunt cetățenii României și a județului Satu Mare. Deci înțeleg că reforma asta este pe jumătate făcută la dumneavoastră la partid. Adică candidați noi, care, de exemplu, apropo de mediul online și de presa din țara asta, care spun multe despre fiecare candidat, care ar trebui să vină să se prezinte, să spună, să răspundă întrebărilor cetățenilor sau între noi aici, nu e prezent. Și asta întrebam doar de ce. Să știți că nu mai sunt curioși cetățenii de bălăcăreala asta dintre ce doi candidați. Ce e de ascuns acolo? Trebuie să fie transparență. Sunt sătui cetățenii să vă vadă atacându-vă între voi și punându-vă în situații penibile sau jignindu-vă. Nu mai vreau asta. Vă spun eu, cetățenii sunt bucuroși dacă îi văd pe candidați acolo, lângă ei, între ei. Și asta domnule face Ioana. Eu cred că sigur face cel mai bine. Dați-mi voie să intervin. Noi invităm aici candidații să își prezinte programele, să prezinte ce vor ei să facă atunci când ajung în Parlament. Nu la bălăcă reală, nu? Înjure să se... Dar nu toți reușesc să se stăpânească. Dacă nu, e treaba lor. Povestea. Să prezintă cetățenilor așa cum sunt ei. Cât pot ei. Ioana mi se pare că a abordat și a adoptat cea mai bună tehnică de campanie electorală. E părerea mea, rezultatele alegerilor mele, personal, experiența proprie, îmi spune că face bine ce face. Iar dacă nu face bine, aveți avantajul
călărețul, să-l înțelegeți pe domnul Nicoară, că dorea să se întâlnească cu dânsa. Sunt convins, pentru că tânără frumoasă și probabil... Nu, am vrut să spun doar că, din păcate, atât de multe umbre... Vrea să vadă măcar la televizor. Atât de multe umbre bânte pe candidații noastre din țara asta, încât, din păcate, uite, văd că bânte și peste candidații noastre din satul mare. Dar eu sunt mulțumit de răspuns. Nu, mulțumesc. Dumneavoastră încercați să insinuați... Nu încerc nimic. Să insinuați aici pot lucruri, să reiau de la început, lucruri frumoase. Caracterul dumneavoastră reiese și acum. Adică da. Să vină Ioana să pot să o acuz de ceva. Nu vreau să acuz de nimic. Vă vede lume. Nu e regulă. O să eu cred că în 12 decembrie vom avea cu toții răspunsul. Chiar și dumneavoastră. Pentru că dacă dumneavoastră o să fiți pe 20% și Ioana o să fie pe 40%, se va dovedi că Ioana o să vă invite, sau o să ne invite doamna Stella în studio și o să zică: haideți, spuneți-ne cum ați reușit să faceți unii 20% și unii 40%. Mă tem că în satul mare nu e posibil să facă 40%. Trebuie să-i dea și lui Petri cu ceva din voturile alea, așa că rămâne cu 20 dacă... Da. Foarte probabil. Poate să fie pe 40%, pentru că e lista pe 40% și ea e prima candidată Doamna pe listă. Din punctul dumneavoastră de vedere, atunci când un partid este la 40% și altul este la 5%, la 6%, înseamnă că un partid este, sau candidații unui partid sunt mai buni decât cei care sunt la 6 sau 5%? Nu, în mod categoric, candidați buni sunt printre candidații tuturor partidelor. Și cred că varianta câștigătoare pentru România ar fi dacă ar exista posibilitatea să se facă un mix din mai mulți candidați de mai multe partide. Și nu știu dacă ar trebui neapărat să formeze un partid politic. Vedem țări în Europa care nu au conducere politică și o duc foarte bine. Pe de altă parte, vedem exemple de guverne tehnocrate care nu întotdeauna iau cele mai bune decizii sau nu iau decizii corecte. Dar în mod categoric toate partidele au și candidați buni. Și cred că campania e bine să fie într-un oarecare echilibru. Ne-am obișnuit cu prezența în mass media și în presa scrisă și în online și la televizor. Și da, e un exercițiu și e până la urmă și o posibilitate și o rezistență și o anumită anduranță a candidatului. Pentru că dacă se prezintă inclusiv la emisiunile televizate, pe de altă parte nu cred că avem dreptul să judecăm strategia de campanie absolut nimănui și să spunem că planează anumită umbră pentru că a luat o decizie. Dacă e bună decizia pe care a luat-o la numărătoare, va avea o cifră mare. Dacă a fost proastă, are vreme să o corecte decizia. Sau poate fi în avantajul candidatului. Da. Poate că vă e în avantaj. Dar nu, asta nu se poate. 5% sau 40% ține mult mai mult de conjunctură, de vechime, de nucleu dur a fiecărui partid, de notorietate, de obișnuință. Deci mult mai mult. Cu permisiunea noastră aș completa cele spuse de antevorbitorul meu acum referitor la... antevorbitor, mulțumesc. Participant la emisiune. Tot am fost acuzată că nu stăpânesc limba română și tot încerc să dovedesc că o stăpânesc foarte bine. Ok, perfect, felicitări. Scorul poate fi un scor, poate fi 30, 35, 40, nu contează cât este. Am spus asta și la legile locale, tot aici în studio. Contează foarte mult și capacitatea de negociere a partidelor politice. Poate să aibă un scor bun, dar iată, în vară au fost cu niște procente peste noi colegii de platou. Și totuși am reușit prin negocierile purtate în vară să facem o coaliție de guvernare la satul mare care nu include PSD și nici ALDE, lucru pe care dorim să-l continuăm și acum în decembrie. Este, are o anumită relevanță și scorul pentru că dă o pondere parlamentară partidelor care compun fie partidul ăla sau alianța aceea, dar contează foarte mult și capacitatea de negociere și de formare a noului guvern. Iar noi zicem că am reușit în vară să scoatem PSD și ALDE din guvernarea județeană și locală, lucru pe care, repet, îl dorim și în decembrie să definitiv acest pas început în 2016. Va fi un handicap. Și vreau să-l întreb pe domnul Gândner. Handicap pentru cine? Pentru ce? Guvernarea sărmăreană. Lăsați-l să-mi pună întrebarea, doamna. Să-i o pun, domnul Gândner. Abia aștept să... Deci, dacă domnul Gândner știe sau poate să spună acest lucru,
Dacă se va rediscuta și se va renegocia guvernarea locală, mă refer la nivel județean, în cazul în care PSD-ul va guverna. Deci la ora actuală nu s-a luat o decizie în acest sens și cred că ar fi o copilărie din partea mea, e posibil orice. Deci e clar că este posibil, chiar dacă domnul Dragnea acum în campanie a zis că nu dorește nicio colaborare cu UDMR-ul, cred că tot cu UDMR-ul au avut cea mai bună colaborare și și nu domnul Nicolae, deci nu. Deci nu știm ce va fi. Este domnul Ponta zice că totuși este posibil o guvernare. Deci evident că este posibil. Evident. Vreau să liniștesc pe domnul Gândner să-i spun că nu trebuie să-și facă griji. Da, sigur, nu eu decid, deci nu eu decid, dar deschidere există. Asta pentru că președintele țării care nominalizează formal candidatul de premier nu va pune niciodată candidatul dumneavoastră de premier, fiindcă este condamnat. Și așa ceva nu se va putea întâmpla în România. Dar never, de unde ever. Care e candidatul nostru? Păi, majoritatea liderilor partidului noastră au spus că pe Dragnea îl vreți. Nu e nicio problemă, noi nu alegem premier cu oameni buni. Nu, evident că nu. Deci, domnule primar, problema este asigurarea guvernării, premier. Noi alegem Parlamentul. Deci, normal, dumneavoastră, dar eu am liniștit, trebuie să aveți premierul. Și acum, la ora actuală, dumneavoastră ar trebui să aveți premierul. Dar nu e problema dumneavoastră, e a noastră. Nu-i, sigur, sigur. Dar normal este ca urmare a votului popular, dumneavoastră, să aveți premier. Dar zicem, hop, dar dumneavoastră ați renunțat ca partid la acest lucru. Păi n-am câștigat guvernarea, domnul Gândner. Stați să o câștigăm. Domnul Gândner și domnul Coaxa, știți, e foarte important 30 de secunde, mă iertați. Pentru că strada a spus că nu-și mai doresc oameni certați cu legea și oameni. Nu, deci ce mai am să spun? Fiecăruia dintre noi. Eu să știți că mă și uit la emisiunile. Pentru că n-am vrut sânge în stradă. Eu nu mă mai refer la momentul acela, dar cei care au adunat acei oameni în stradă pentru colectiv, spuneți-mi cât de mulțumiți sunt acum. Ce domnul s-a întâmplat primar, după domnul colectiv? Primar, dumneavoastră erați un om elegant. Cum spuneți dacă continua PSD-ul era sânge în stradă? Pe nedrept luat a fost acel primar, Piedone, care nu avea nicio legătură cu... Nu, este vorba de un simbol al trecutului, deci, lucru care nu mai trebuie să se întâmple. Și ați uitat de simbolul el. De ce politicienilor corupți, politicienii condamnați, politicienii... Au murit o grămadă prin spitale. Ce ați făcut? Guvernarea dumneavoastră nu mai trebuie să se întâmple. Păi și în satul mare se întâmplă, din păcate. Dar n-ați făcut nimic. Doamna Pavici, vreau să interveniți. Iară stricăm emisiunea. Acum. Pentru că, spre deosebire de colegii mei, eu mă și uit la emisiunile de dezbatere electorală și se pare că înseamnă că știți că dacă vă uitați la televizor și vorbesc trei oameni unul peste celălalt, nu se înțelege nimic. Atât vroiam să vă spun. Vorbiți de a făcut remarca rând, inițială. Vorbiți pe asta rând, referit, pentru că din ultimele un minut n-a reținut nimeni nimic. Acum eu vorbesc pentru că v-ați epuizat minutul. Aș vrea să mai spun ceva legat de guvernarea PSD. Pentru că e foarte probabil că PSD-ul va câștiga alegerile conform... Numărul de parlamentare, dar nu guvernarea. Da, dar PSD-ul va fi iarăși în aceeași situație cu Dragnea, lider de partid, care ar fi normal să fie premier, dar totuși având în vedere condamnarea și dosarele care le mai are, nu mai aveți emoții, înseamnă că Dragnea nu poate fi, așa ați spus. Pentru că deci, eu n-am zis că nu poate fi, dar foarte probabil... Va fi Tăricianu, poftim, deci nu o să aveți niciun deci, fel de probleme. De la Fereu, nu va fi premier. Asta voiam să întrebare, Dragnea nu o să-l pune iarăși pe Cioloș. Asta nu știu. Cioloș nu va fi premier pentru că PSD-ul și ALDE nu susțin pe domnul Cioloș, iar PNL-ul nu va face procentul ca să propună partea asta. Îmi place foarte mult, am văzut-o la televizor pe Mugur Ciuvică când a zis propună. În Constituție scrie că partidul cu cele mai multe mandate propune și președintele îl validează. Deci, de domnul Cioloș nu trebuie să ne facem propune, din punctul meu de vedere niciun fel de probleme. Face în Parlament. Cu tot cu USR-ul nu faceți procent mai mare decât PSD și ALDE. Puteți să vă relaxați, cu sau fără dumneavoastră parlamentar. O să vedeți în decembrie. Din punctul meu, e regulă, aștept foarte liniștită. Nici Tăricianu nu trece testul de integritate. Din păcate, nici el nu va fi premier. Așa? Din păcate pentru noastră. Și din fericire pentru mine emisiunea se înregistrează. Pentru noi, Cioloș trece testul de integritate, se înregistrează. Iar dacă va fi altfel, noastră va trebui să vă explicați afirmațiile. La fel cum vă rog, dacă se poate, să ne întoarcem puțin la afirmația de acum 5 minute în care ați zis că ați reușit să scoateți PSD-ul și ALDE de la guvernarea sau de la... în administrația locală. Noastră vă dați seama că ați anihilat
fericire 40% pentru... dintre votanții care au susținut PSD și ALDE și-au votat PSD și ALDE la alegerile locale și nu e vorba despre faptul că nu există funcții de vite. E o interpretare greșită. Dar dumneavoastră ați zis. Nu, interpretare greșită. N-am anihilat electoratul. Ba da. Electoratul care a votat PSD și ALDE nu este reprezentat la nivel decizional. În condițiile în care atunci când a fost USL-ul, vicepreședinte de Consiliul Județean era UDMR. Nu e vorba de faptul că mă doare, sunt în Consiliul Local. Dar unde era dumneavoastră la Consiliul Local? Care era situația? Dar la Consiliul Local era un ALDE și un PSD. Dar la Consiliul Județean era și un vicepreședinte. Și 40% era lăsat deoparte. Dar uitați-vă și la procentele cu care am făcut noi lucrul acesta. Vorbim de 70%. La nivel național, la nivel local n-avea 70%. Vorbeam de 40-50%. Și eu voiam să-i spun lui domnul Nicolae că... Deci nu mi se pare, indiferent care ar fi formațiunile care ar conduce, nu mi se pare corect să anihilez voturile cetățenilor ne dându-i reprezentantului omului pe care l-a trimis acolo cetățeanul prin votul lui și aș spune același lucru, indiferent care ar fi combinația. Iar să și vii să te lauzi cu acest lucru în condițiile în care știm care sunt scandalurile din ultima vreme și să pui poză pe rețelele de socializare, uite ce am reușit dacă am scos din administrația locală, eu vă nu că vă previn, dar nu găsesc un alt cuvânt. Această administrație mai are de dovedit încă 3 ani jumate. Doamne ajută-i să facă bine și să ne meargă tuturor bine în județ. Dar ce o să faceți dacă peste un an de zile trageți linie și ajungeți la concluzia că a fost o decizie extrem de greșită, să nu vă zice. Faceți griji, deci nu fac griji, deci faceți griji că ne descurcăm. Eu o să rămân aici și noi o să ne mai întâlnim. Nu vă faceți griji. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră este greșit, doamna Patici. Fără Băstean de... Doamna Patici, pentru a conduce, pentru a realiza o majoritate, trebuie 50% plus 1. Restul poate să rămână în opoziție. Nu înseamnă că ai anulat votul sau nu știu ce. Dar deci 40%, 49% poate din să rămână. Din vot, n-a fost 50%, domnul Gândner. Dar viceprimarii, vicepreședinții greșită. De Consiliul Județean și președintele de Consiliul Județean se decid la masa verde. Aia e altceva. Păi dar atunci, nu spuneți că a fost 50%. Ideea a fost dacă... 17.000 de voturi la 100.000 de cetățeni. Dar niciodată nu conduc toți. Deci nu poate eu și tot spus... Consiliul, toate partidele eu la conducere. Eu am spus să faci un act de bravură. Și să te lauzi cu o decizie administrativă. Bine e logic. Spus în evidență. E logic din punctul nostru de vedere. Doar o simplă chestiune pe același limbaj. Oamenii votează și exprimă votul, se aleg un număr de consilieri pe fiecare partid și aceștia, așa cum spune legea, stau la masă, poate rotundă, pătrată, negociază acea majoritate. Acea majoritate rezultă și se investește prin votul Consiliului Județean, local, cum e. Dar ceea ce am făcut noi nu este... folosind același limbaj, nu este anihilarea votului cetățenilor. Ei sunt reprezentați de acei consilieri în opoziție, ca și de parlamentari care pot fi la putere sau în opoziție. Noi am anihilat și asta, folosind același limbaj, susțin conducătorii și acei lideri politici care au guvernat dezastruos județul ăsta. Pe domnul Ștef, pe domnul Govor, pe nu știu cine a mai fost pe acolo pe lângă ei. Pe ăștia. Păi bine ați zis. N-a fost zis. Niciun fel de candidat din partea niciunui fel de partid. Am făcut acest lucru. Eu nu folosesc cuvinte așa de dure, am schimbat administrația. Și dacă mă bucur că am schimbat-o. Dar l-ați folosit noastră, nu eu. Am schimbat acest lucru, are o conotație extrem de negativă și îmi pare rău că ați folosit-o. Domnul Rațiu a fost coleg cu dumneavoastră. La alegătorii dumneavoastră. Domnul Dumnezeu este absolut nou în administrație din toate punctele de vedere. Nu are legătură, oamenii, nu are legătură chestia asta. Dacă sunteți deputat de, nu știu, voluntari, ferentari. Nu, sectorul 5, a fost ales în sectorul 5. E de București, doamna. Într-o zonă, da, și e foarte frumos. Deci ăla e un sector negru care... Da, voi de mine, n-am contestat. Ce e Parlamentul României. Păi, Parlamentul. Doamna Babici, domnilor, cred că ar trebui să revenim la campania electorală. Suntem în campanie electorală pentru parlamentare. Dacă ați uitat cumva, vreau să vă reamintesc. Alegerile locale au fost, am văzut rezultatele, urmează să
Avem alegeri parlamentare în 11 decembrie, vom vedea și rezultatele, ce se va întâmpla atunci în funcție de cum vă prezentați dumneavoastră în fața electoratului. Și acum aș vrea să vă întreb dacă vreți să dezbatem în continuare teme locale sau naționale. Păi, din punctul meu de vedere, să decideți dumneavoastră ca și teme moderator. În acord cu campania electorală care să se desfășoară. Domnule Nicoare, lăsați-mă două minute să vorbesc și eu și pornă vorbiți dumneavoastră, bine? Vă întrebam dacă doriți să începem cu probleme locale sau naționale. Și eu vă răspunsesem cu probleme naționale să fie în acord cu campania electorală care se desfășoară. Eu zic să nu neglijăm nici problemele locale, pentru că avem nevoie de sprijinul viitorilor parlamentari pentru problemele locale. Din punctul meu de vedere, aveți suficientă experiență să conduceți o emisiune și să propuneți. Iar noi, după știință și putere, le vom decide. Le vom dezbate. Mulțumesc, doamna Papici. Care este cea mai importantă problemă locală din punctul nostru de vedere? Să faptul că producătorii locali agricoli nu au o piață de desfacere, la fel cum producătorii de altfel de produse finite decât agricole nu au o piață de desfacere la nivelul județului Satu Mare. Vorbind despre producătorii agricoli, nu există și nu există o legislație care să favorizeze acest lucru. Nu au posibilitatea să-și livreze marfa în supermarketuri. Asta ne-ar ușura nouă tuturor viața, pentru că acești oameni, pe lângă că ar plăti impozite la finanțele locale, ar da salarii sătmărenilor, de unde s-ar întoarce tot așa o parte din taxele acelor salarii, s-ar întoarce tot către sătmăreni. Nu ar mai fi nevoit să-și vândă marfa la sub preț, n-ar mai fi nevoit să accepte să-și vândă marfa din fața porții cu bani mărunți și cred cu tărie că o inițiativă legislativă care i-ar ajuta nu numai pe sătmăreni, dar asta ne doare, care să spună că toate magazinele sunt să fie obligate să aibă, nu știu dacă, un procent, o anumită cantitate, un anumit număr de mărfuri raportat la cantitatea totală de mărfuri. Sunt convinsă că e nevoie de o analiză în acest sens. Ne-ar ușura nouă tuturor viața și în această campanie electorală am fost foarte mult prin târguri, așa cum au fost de fapt toți competitorii și e marea lor durere. Pentru că abatoarele, în perioada aceasta, ținând cont că oamenii nu-și pot vinde animalele în târguri, achiziționează animalul la un preț foarte, foarte mic, pentru că omul nu are alternativă și atunci îl dă. Din târguri, fiind această problemă, care mie nu mi se pare una foarte reală, dar nu sunt expert în domeniu, nu au altă alternativă, așa că vând la prețul care li se propune. Și ce soluție vedeți dumneavoastră în această situație? O inițiativă legislativă care să oblige hipermarketurile și supermarketurile să se aprovizioneze de pe piața locală cu acele produse care există pe piața locală. Noi suntem foarte mari producători de paste în județul Satu Mare, în condițiile în care nu în toate supermarketurile găsim pastele produse în Satu Mare. A fost dată o lege în acest sens, din câte înțeleg eu, dar se numește ea aprovizionarea pe lanțul scurt. Iar lanțul care scurt înseamnă și țările la graniță cu România și inițial propunerea a fost făcută să fie produse românești. Dar cuvântul Uniunea românești a fost... Europeană. Da, și știu și am avut discuții pe această temă și vorbea colegul domnului Gündner despre cele patru obligații pe care le ai când ești membru al Uniunii Europene. Dar așa cum a reușit Polonia și cum a reușit Ungaria, care sunt tot membri ale Uniunii Europene, sunt convinsă că vom reuși și noi. Și asta ar duce automat la acele centre de colectare care s-ar putea susține tot printr-un program guvernamental să ajut toate administrațiile publice, dar la nivel de județ, să se constituie funcție cum e la noi. Zona Carei Tășnad, zona Negreș și zona, ori zona Codru, unde e foarte, foarte mare nevoie să întoarcem o sumă de bani. Știm că este zona cea mai defavorizată a județului.
dacă ar exista un proiect, o inițiativă, prin care fonduri guvernamentale să fie alocate pentru înființarea acestor centre, în care ar trebui construite și administrate, pentru că oamenii cred că ar fi dispuși, neavând capacitatea să stocheze mărfuri, ar fi dispus să plătească o chirie modică, strict la costuri, astfel încât să-și poată depozita marfa acolo, să nu fie obligat să o vândă sub prețul pieței. Se mai vorbea și una dintre contraargumentele care mi s-a adus, ar fi marfa mai scumpă. Nu este adevărat. Dacă comparăm roșia din supermarket cu roșia de la piață, are sensibil același preț. Doar că roșia din supermarket poartă un adaos foarte mare și asta e marea mea durere și știți, ca și consilier local am votat împotriva Lidl și am explicat de nenumărate ori că nu mai vreau un magazin în care, a cărui profit să plece din țară. Am ajutat noi la rezolvarea acestei probleme. Este excepțional, în continuare îmi susțin punctul de vedere și în continuare susțin că au fost mai multe motive pentru care acea hotărâre, dar minoritatea se supune majorității, magazinul probabil se va construi, am văzut o pancardă amplasată, voi spune în continuare că nu a fost o decizie bună, iar de va fi să ajung în Senatul României, în mod categoric, s-o demolat. În mod categoric nu ai cum să demolezi și, eu repet, a trecut printr-un vot absolut legal și nu are nimeni niciun fel de problemă cu acest lucru, dar e foarte mare nevoie să sprijinim în mod real, prin asigurarea unei piețe de desfacere producătorilor locali. Domnule Pop, din punctul dumneavoastră de vedere, care e cea mai importantă problemă locală? Da, susțin ideea colegei noastre de platou. O completez cu faptul că, într-adevăr, țăranul deja nici vaca nu mai poate să vândă laptele, nici porcul nu reușește să și-l vândă la târg. I-au mai rămas puține lucruri. Unul din acele lucruri este grădina de zarzavaturi din spate. O piață stimulată la nivel de Minister al Agriculturii cu asemenea depozite de colectare sau centre, mă rog, chiar o bursă de produse agricole, țărănești ar putea să rezolve această problemă, dar fără o politică de sus în jos, cu legislație adecvată, nu se va întâmpla. Revenind la o altă problemă, eu încep să mă bucur că nu facem parte din guvernarea județeană. Au trecut deja 6 luni de zile și aș fi așteptat să, în afară de bucuria mare pe care a avut-o de a elimina PSD-ul de la guvernare, să avem și noi bucuria, noi cetățenii, mă pun în postura cetățenilor. Deci n-a fost o bucurie pentru noi, să nu credem. Să avem și noi bucuria, să vedem că, uite, poate oamenii ăștia au dreptate și ne-au scos de acolo, dar hai să-i vedem pe ei. Au trecut 6 luni. Și ia notițe, o să propună să ne reintroducă. Da, au trecut 6 luni și mă bucur că nu trebuie să dăm răspunsuri noi de ce nu se întâmplă în acest județ lucruri. Dacă vor mai trece 6 luni și mi-e greu să cred că se vor întâmpla multe lucruri, începe să fie, o să vreți să scăpați de guvernare. Dar vom fi aici. Cum ați spus, noi vom fi aici. Nu. Noi v-am oferit, la fel cum am oferit guvernului meu, ocazia să dovedească. Iată că au trecut 9 luni sau 10 luni de la preluarea guvernării și nici măcar acel motiv de la colectiv și vinovații de acolo n-au ieșit la iveală. Să nu mai spun alte neajunsuri sau alte neîndepliniri ale promisiunilor care le-au făcut ei atunci și așteptări ale cetățenilor. Dacă totuși ar fi să facem ceva, dacă totuși ar fi să încercăm să dăm drumul la proiecte, repet, problema noastră locală este să pornim acel program național de dezvoltare locală și împreună să facem lucrurile să funcționeze. Că până la urmă și în opoziție, și din opoziție se poate lucra constructiv și din opoziție se poate critica atunci când cei de la putere nu fac bine ceva. Și am văzut voci din opoziție care au criticat unele atitudini radicale din ultimul moment, dar am văzut și oameni ai UDMR-ului, de exemplu, care nu au fost de acord cu anumite poziții și păreri ale
altor lideri mai radicali. Domnul Popa, atâta vreau să lămuresc, nu există niciun fel de bucurie în UDMR că ați fost, că nu este la guvernare PSD-ul. Pe domnul Nicola am văzut că se bucură foarte mult. Domnul Nicola nu e noi, crede că la noi, lumea. La noi au știți fost niște chestii personale cu domnul Coica, care nu ne-a acceptat pe noi, au fost niște relații personale cu niște lideri care n-au ieșit, dar nu există. Pentru bucurie personale că... nu trebuie să sufere județul. Eu cred că politicienii ar trebui să fie în stare deci, să treacă nu, peste... Deci n-are rost, dar nu există o bucurie în cadrul UDMR, că vai, că am scăpat nici vorbă. Am lucrat noi am făcut, împreună, au fost noi am și vom mai majoritate cu UDMR-ul la UDMR. Chiar ei, dacă avem majoritate știu, PSD și bine. Puteam să alegem... Da, pentru noi nu, nu faceți astfel de afirmații, că nu stau în picioare. Deci noi am colaborat cu toată lumea și încercam... Domnul Ghindar, dar... ne-am referit la afirmațiile domnului Romeo Nicoala. Okay. Dar bine, le-ați spus general așa... Nu să le-ați preluat, dar eu nu m-am îndreptat către dumneavoastră. Astăzi aveți prea mare experiență politică ca să nu vedeți și dincolo de pasul 1 și 2. De ce? Vedem și noi dincolo de pasul 2. Da, domnule Nicoala. Acum nu te supăra, domnul Nicoala, că asta e realitatea, că noi suntem obligați din când în când, vezi, și la nivel național. Mergem... Știu. Asta este. N-avem de ales, că noi nu vom guverna singur niciodată sau nu vom câștiga alegerile în România. Niciun partid din România nu poate guverna singur și în, plus, în condițiile... rezultatelor de la scrutin. Cred că nici n-ar fi bine pentru țară să guverneze un partid singur. Sigur, că... suntem de dreapta în principiu, dar există platforme și în cadrul UDMR, deci nu există o nu cred că măsuri de sine stătătoare, exclusiv liberale sau exclusiv social-democrate, poate mai ales că vedem țara... că, da. Sigur că se intersectează datorită multiplilor factori de influență din globalizarea asta pe care o trăim și tehnologia care ne invadează viețile de zi cu zi și peste tot în aproape orice activitate. Sigur că se întrepătrund. Domnule Nicoară, dumneavoastră vă doreați să abordăm subiecte naționale. Da, ați întrebat... Ok. Întrebați serăți mai devreme despre o prioritate pentru județul Satu Mare. Nu v-am întrebat așa ceva, nu, dar ați întrebat colegii de platou. Bun, dacă vreți să vorbim despre probleme locale, dumneavoastră ați propus naționale. Foarte scurt, haideți s-a să mai vorbim spus de aici probleme până locale. Ajungem la problemele cu centrele de procesare și toate chestiunile astea care sunt necesare în județul Satu Mare. Vorbim și noi cu oamenii peste tot în acest județ și vedem cât de greu o duc și cât de multe probleme întâmpină până aș vinde produsele, până aș comercializa ceea ce au animalele și așa mai departe. Până să ajungem acolo, aș spune că este imperios necesar să grăbim realizarea unei chestii extrem de simple, infrastructura. Infrastructura rutieră, în primul rând, în județul Satu Mare, care lasă de dorit foarte mult. Până ajung vieții oameni să-și vândă produsele în piețe sau în târguri sau în marketuri care sunt mai norocoși și pot contracta acolo, își rup mașinile pe drumuri. Vreau dar să vă spun... sunteți la guvernare, domnule. Da, și acum reparăm aceste lucruri. Nu acum opoziție. Le reparăm. Faceți-le. Stați un pic. Soluții trebuie. Îmi pare rău că, uite, n-am adus fotografii cu mine. Facem fotografii pe unde umblăm prin județ. Arată drumurile noastre din județ ca după bombardament. Dar nu sunteți în opoziție. Ce ați făcut ca să schimbați acum asta? Reparăm. Din tâi deblocăm... Din tâi se deblochează partea juridică a acestor chestiuni. Au fost știți? Blocate? Da. Da. Au fost blocate știți de unele firme aici în Satu Mare. Știți unde este autoritatea de management și... de la nivel de guvern? Știți care e greșeala capitală a acestui guvern și de ce acele fonduri sunt zero? Nu sunt zero aceste fonduri. Guvernul pe care onor zero. Îl susțineți a schimbat autoritatea de management. Iar noi, autorități de management, îi trebuie un an de zile ca să fie validată și în acest caz toate fondurile acelea sunt blocate. Dumneavoastră ați făcut acest lucru, nu dumneavoastră noi personal, n-am făcut așa ceva. Au făcut guvernul pe în care... Satu Mare, în special în Satu Mare, există un blocaj... De deputat sunteți. Există un blocaj deputat al PNL. Există un blocaj, dar... Secret. Vorbeam de secret. Nu, e secret. Nu. Păi da, știe toată lumea. Sunt deputat PNL. Cum? Ce mare secret e ăsta? Nu, ne referăm la... Și-a fost senator, m-a întrebat, nu, m-a întrebat județ, ce deputat sunt. Senator? PNL. Înainte să rezolvăm problemele acestea cu centrele colectare, este imperios necesar să rezolvăm infrastructura pentru că este catastrofală după toți acei mulți 4 ani
cu multe țurle și trâmbițe guvernați în satul mare. Din păcate avem aceste probleme. Mergeți spre Crai de Roți, mergeți la Homorod, că, sau nu, mai bine nu mergeți. Au trecut că nu o să puteți merge numai dacă vă luați chip sau tancuri ca să faceți. Da, o să facem chestiile astea. În administrație, vor, dacă au explicat expert, colegii noștri. Să aveți soluții. Nu. Există lege în țara asta, știți foarte da, bine. Și conform legilor din România, exact, conform legilor din România se vor întâmpla aceste lucruri. Dar trebuie făcut asta și apoi să ajungem la acești pași de care oamenii au nevoie, pentru că până te duci în piața mare din satul mare și înjură oamenii din Homorod că nu pot veni doar în satul mare trebuie să să-și vândă produsele pentru că își rup mașina. Și nu, noi, dumneavoastră, trebuie opoziție. Să vă schimbați mentalitatea. Deci nu mai puteți să le plângeți noi de milă oamenilor, ci trebuie păi să mergeți să-i scoateți problemele. Dar dumneavoastră unde erați când ați venit și încercăm să facem acest lucru? Când satmarenii personal, ci cei care, scuzați-mă, cei când care sătmarenii din Oșenime au blocat drumurile cu camioane, din drumurile spre Negreș și spre Țara Oașului, au blocat drumurile din cauza că erau nepracticabile și a fost forma lor de protest. Și această administrație, mult contestată de dumneavoastră, a reparat acele drumuri. A reparat zeci de kilometri. Ați bătut în această campanie. Auziți? Corect ar fi să filmați și drumurile făcute. Pentru că eu vă întreb, cum ar fi fost dacă în acești 4 ani nu s-ar fi asfaltat cei 200 și de kilometri? Cu adevărat puteam vorbi de un dezastru la nivel de județ. Vă contraziceți în propriul partid, era vorba de 100 de kilometri, dar am auzit de la 100 până la 700 asfaltări nenumărate variante. Dacă sunt 50, 100, 150 sau 200, am mai spus, iertați-mă, drumul există partea plină a paharului. Stășnad, în 29 aprilie, pot să vă dovedesc cu documente, pe programul PNDL a fost semnat contractul, a fost predat drumul, amplasamentul constructorului. Constructorul are 36 de luni la dispoziție pentru execuție. În 29 aprilie, domnul Romeo, ce ați făcut dumneavoastră ca să atrageți bani și ca să determinați constructorul să repare drumul? Nimic! Bani sunt. Dar întrebarea era următoarea. De ce nu se lucrează de atâtea luni de zile pe drumul acela? Sunt blocate în instanță, pentru că a câștigat tehnic asistul vostru, de aia. Domnul Romeu, s-a atribuit contractul, nu-i blocat nimic în instanță, sigur că s-a atribuit contractul altora. Sigur că s-a atribuit contractul, dar blocajul de acolo vine. S-a predat amplasamentul, domnul Nicoara. S-a predat, da. În momentul în care se predă un amplasament, ca un expert în administrație, ar trebui să știți și trebuiau să lucreze. Nu mai există niciun fel de problemă. Unde este autoritatea? Haideți să fim serioși, că se lucrează. Se lucrează cu foarte multă seriozitate. Acum l-a zis să luăm jurnalul unei investiții ca să semnat. Dar vreau să vă spun că alte guverne și inclusiv guvernul USL a un mandat întreg, a trăit din tăieri de salarii de la Băsescu și acum dacă va reveni, iarăși va reveni pe aceeași muzică, că aia ține, știi? Deci la 6 luni să ne reproșați că nu se urcă noi cu faptele. Nu este corect ca să vorbim despre nerealizări dacă nu se vorbește în egală măsură și despre realizări. Nu-i corect să arăți... Eu am început cu realizările și nu cu minciuni care le vom face. Între dumneavoastră și domnul Romeo este o foarte mare diferență. Și vorbesc cu foarte mult respect față de ceea ce reprezintă expertiza dumneavoastră în administrație și centrală și locală, dar vă rog, sunt siderată despre... domnul Romeo, care spune că e expert în administrație, nu cunoaște unele lucruri esențiale. Și îmi pare rău să spun acest lucru. Dar respect legea pentru nu... telespectatori, nu o să vorbesc și nu o să mai țip și nu o să mai ridic tonul ca și în alte dăți, pentru că, așa cum s-a mai spus aici, nu înțelege nimeni nimica. Eu am spus un singur lucru, că este o prioritate infrastructura în satul mare și este nevoie să fie făcută. Și la asta muncim, să reparăm ceea ce nu s-a făcut până acum, ca să putem avea după aceea dezvoltare, pentru că pe orizontală, având infrastructură bună, se dezvoltă județul. Se deblochează fie PNDL, fie prin alte programe, dar e vitală pentru satul mare. Satul mare, județul, satul mare e rămas în urmă. Uitați-vă în jurul nostru ce județe și ce frumoase orașe avem. Dar nu sunt alegeri. Și după alegeri. Niște oameni, eu în 6 luni aș fi făcut ceva. Niște oameni serioși, niște oameni integri, oameni cinstiți care nu cheltuie toată ziua bani pe publicitate și pe flori și pe prostii, cum s-a întâmplat până în iunie, și oameni serioși care cheltuie banii pe proiecte și pe dezvoltarea județului. Și sunt
aplicați în acest lucru. Nu o să, o să ajungem noi într-o emisiune, probabil, nu știu când, cât de curând, să ne uităm și pe raportul Curții de Conturi din 2015 și pe toate, pe toate concluziile pe care le-au găsit domnii sau doamnele de acolo în controlele pe care le-au făcut în județ și o să vedeți cât de multă, cât de mare risipă s-a făcut cu banul public în anii precedenți. Și e păcat, repet, pentru cetățenii județului, pentru noi, familiile noastre, toți cei din satul mare. Păcat că se risipesc banii așa aiurea. Nu vrem să risipim, vrem să-i să-i gestionăm cum se cuvine. Să facem întrerupeți. Eu n-apuc să vorbesc după aia. Eu nu v-am întrerupt, am fost foarte atent la ce a spus și nu v-am întrerupt. Deloc. Deloc, pentru că s-a mai întâmplat. Și asta este foarte important, să reparăm infrastructura. Deci eu cred că cea mai mare problemă este faptul că fondurile europene sunt blocate și faptul că fondurile europene și nu se pot accesa investiții. Faptul că fondurile sunt blocate și sunt fonduri zero se datorează și guvernului PSD, pentru că dacă erau accesate... Ați schimbat autoritatea de management, domnul Gândner. Nu mai trebuie. Bine, dar dacă erau, ar fi fost deja niște fonduri accesate, dacă se puteau accesa cu un an înainte și nu știu de ce nu s-au putut, acum curgeau banii. Dar n-a fost nimic. Ghidurile n-au fost făcute, întrebați-l pe colegul dumneavoastră, e o succesiune de pași. Dar în momentul în care vii și schimbi autoritatea de management, se anulează toți pașii care s-au făcut până la acel moment și se ia totul de la zero. E o greșeală care ne afectează pe toți. Dar fondurile care s-au deblocat în 2013, în 2014, în 2015 deja trebuiau să fie accesibile. Dar au fost pe exercițiu bugetar. În paralel merg ambele exerciții. Nu merg. Acel exercițiu a obținut o prelungire, știți foarte bine, de pe plus 2 pentru cheltuire și în paralel s-au purtat negocierile cu autoritatea de management pentru programele viabile, da, liniile eligibile. Nu? Da, nu pot să vă las să văd că nu fiți puteți, într-o ușoară eroare. Rog, era doar o ușoară eroare, dar simțeam eroare, nevoia să vă spun. E o realitate, pentru că dacă erau accesate, care ne afectează acum pe curgeau toți banii și ne afectează, cred eu, cel mai tare. Și din punctul meu de vedere, sigur, cea mai importantă problemă pentru satul mare, să zic, pentru oraș, este eu aș schimba și ce-mi doresc și ce mi-am propus încă înainte de înainte de alegeri, ar fi să schimbăm fața orașului, pentru că este nevoie, este învechită, este tot centru vechi, trebuie regândit și avem atâtea și atâtea proiecte care, sigur, numai prin accesarea de fonduri europene se pot debloca și care cred că am putea să dăm o față nouă orașului. Și este nevoie de acest lucru, pentru că nu putem continua. Din păcate, jumătatea asta de an a trecut așa că ne-am ocupat de 1001 de alte chestii. De mai bine de un an de zile avem un proiect și cu asta promit să închei. 10 milioane, un proiect de 10 milioane de euro la spital, de mai bine de un an de zile. Stăm cu el pe loc, pentru că dacă până la un moment dat regulile se dictau de o autoritate de management, s-a schimbat totul și a trebuit să luăm totul de la zero. De aceea sunt atât de în temă cu ceea ce spun. Deci nu s-au întrerupt. Proiectele pornite nu s-au întrerupt. Nu, proiectele pornite deci, nu s-au întrerupt. Dar n-au fost din astea. S-a încheiat exercițiul financiar care a trecut. Asta e. Alea s-au terminat și acum suntem într-un nou exercițiu financiar. Și, sigur, dumneavoastră aduceți tot felul de chestii. Dar nu sunt o felul, că eu tot ce spun... Știți, eu cred că nici domnul Cioloș, care a fost comisar european, nu este un prost care să nu se priceapă, da, ferește, și care schimbă și blochează. Nu este. Nu cred. Nu cred că a fost decizia dinsului, pentru că dacă era decizia dinsului, lucrurile sunt mai complicate. Mai e clar că ne afectează la nivel de țară și la nivel local, ne afectează profund, asta e clar. Este cea mai mare problemă, pentru că știți, toți am sperat că ne avântăm în aceste... Să ajungem europene, ar trebui să cheltuim, să avem capacitatea să cheltuim anul viitor 4 miliarde de euro din fonduri și din păcate nu cred că vom fi ca să ajungem la nivelul celorlalte țări europene. Ori tragedia cea mare este că acești bani se vor realoca celorlalte țări europene. Și acest lucru a spus-o domnul Ion Mircea Pașcu într-o emisiune vorbind despre lucruri pe care le stăpânește foarte bine. Deci eu sunt convins că sunt probleme și la Bruxelles cu fondurile europene. Au intervenit problemele zis, din astea punct de vedere, nu, pentru că, din punctul ei că dau la o țară sau dau la o altă țară... Nu. E vorba că au avut nevoie și Bruxelles-ul pentru, în legătură cu problemele astea, cu migranții, cu... Sunt foarte multe
zone unde s-au investat niște fonduri care s-au realocat, care s-au... Cred eu că au fost piedici pentru a se porni și de aia guvernul Ponta n-a reușit să accese. Toți cei care vor ajunge în Parlamentul României, indiferent din ce formațiuni politice vor face parte, pentru că nu se vor putea întoarce în comunitățile lor, indiferent cine i-ar trimite acolo, fără să le spună concret, să-i spună unui primar, da, poți să-ți depui proiectul pentru că linia de finanțare s-a deschis, eu cred că nu au altă variantă sau nu avem altă variantă decât să ne străduim să facem lucrurile acestea funcționale. Pentru că acesta e ultimul exercițiu financiar în care România va beneficia de fonduri europene. E oarecum ultimul tren. Și mi se pare obligatoriu ca cei care vorbesc despre acest subiect să-l stăpânească, în primul rând, foarte bine, să înțeleagă foarte bine care este cauza pentru care suntem aici și să lucreze acolo la cauză, ca efectele să le resimțim cu toții într-un timp foarte scurt. Pentru că eu știu și la nivel de primărie și la nivel de Consiliu Județean sunt foarte multe proiecte care așteaptă finanțările și așteaptă doar să fie depuse. Reabilitări de blocuri, reabilitări de instituții publice, inclusiv parte de fațadă, doar suntem colegi în Consiliul Local. Studii de fezabilitate peste studii, dar fără sursă de finanțare. Ori se stă să se deschidă fondurile. Da, cred eu că asta este cea mai mare problemă la ora de 10 ani lucrez și implementez fonduri cu finanțare europeană în calitate de președinte a unei asociații și știu cât de gravă e situația. Sigur că sunt importante. Ele trebuie să vină să întregească ceea ce lipsește din bugetul național, pentru că, apropo de ce spuneați mai devreme, că trebuie fonduri guvernamentale pentru asemenea investiții, unitățile de procesare. Asta este o gândire evident etatistă. Nu e nevoie de atât de multe fonduri guvernamentale. Este nevoie de o economie mai liberă un pic și de introducerea în economia asta liberă odată a unor surse mai generoase în bugetul, mai surse de venituri mai generoase pentru bugetul național, exact surse cum le-am prezentat mai devreme, cu diminuarea impozitelor pe muncă, cu crearea acelui fond, cu impozitarea firmelor mari în România, sau cu introducerea în circuitul național, în cash flow ăsta de proiecte naționale, a banilor europeni. E foarte important, pentru că, da, este ultimul exercițiu financiar în stilul ăsta de alocare de fonduri pentru, în acest mod, până în 2020. Se alocă acești bani pe, s-a spus aici, din fericire, pe fonduri structurale până în 2020, pe cote de țări. După aceea vor fi fonduri europene, dar altfel, printr-o altă metodă de accesare. Comuna Odoreu este beneficiarul a unui proiect major de 2 milioane și jumătate de euro pe fonduri europene. Experiența acelui proiect și altor proiecte pe fonduri europene îmi spune că fondurile europene sunt atât de binevenite. Ele sunt, asta am spus, că sunt o sursă de finanțare completeze, neramursabilă și care dezvoltă comunitățile. Deci e clar, sunt sigure atunci când ele pornesc, dar au nevoie de un mecanism pornit de la nivel național. Așa e. Au nevoie de o guvernare bună și asta o așteptam. Și de un sincer să fiu, eu aș fi și așteptat și mi-aș fi dorit să pot astăzi să-l laud pe domnul Cioloș. Să încercăm să ne lăudăm cu proiecte pe care le-am implementat. Dar este etapa 2014-2020, din care deja am pierdut 2 ani și... Dar rămân... Guvernul Cioloș nu are 2 ani vechimea. Nu, eu zic de etapa de... a doua etapă de implementare a fondurilor europene. Da, da, da. Mai avem 3 ani în care un proiect necesită 3 ani de la momentul finanțării și până la implementare cu recepție și monitorizare, apoi chiar mai mult. De aceea cred că suntem deja în întârziere. Și pe noua lege a achizițiilor publice vor dura mult mai mult procedurile de achiziții. Or, guvernul asta este altă prioritate și care trebuie să avem în ideea de a scurta perioada de licitație. Da, dar e nevoie să ne aplicăm și asupra acestui lucru, asupra procedurilor de achiziții publice. Și asta trebuie simplificat. Atât de mult reușim să le încurcăm, să ne complicăm singur lucrurile. Nu cred că ne cere Europa să facem o procedură atât de complicată de achiziție, temându-ne că cineva va fura niște bani. Dacă a furat o persoană, nu înseamnă că toată țara asta fură. Și pentru acea persoană sau un număr restrâns de persoane, toți trebuie să suferim, să facem atât de multe restricții la legislație, încât îi bănuim pe cred toți. Cred că au fost prea mulți care au făcut asta, au furat prea mulți și de aia sunt atât de multe restricții.
Că de era un caz izolat sau două cazuri. Lipsa de credință. Noi reușim de să cădem în extreme din lucruri. Să faceți legi bune. Dacă era numai un singur caz, ca și cel din Călinești cu primarul PSD Copil. Eu pot să vă spun ce am făcut la nivel de Consiliul Local. Era bine, dar au fost multe astfel de exemple. Domnul Romeu, să ne spuneți când am piedicat la Odoreu. Doamna Stela, nu zic de Odoreu, am trecut pe acolo aproape zilei. Primarul de la Odoreu nu a acceptat corupția. Și s-au întâmplat lucruri frumoase. Din păcate, în alte zone s-a întâmplat. Și iată că suferim din cauza unor... Uite, în ce suferință este Călineștiul acum. Dar nu înseamnă că eu trebuie să sufăr și să mi se impune mie restricții pentru că cineva a încercat să facă asemenea lucruri. Da, sunt acolo, 17 proiecte, dumneavoastră mi-ați dat un singur exemplu și eu nu vreau să dau exemple de primari care se străduie să facă treaba. Acel primar a accesat fondurile. Din păcate a găsit o frână exact în propria lui ogradă, că cel mai multe frânează proprii tăi oameni din jurul tău. El, săracul, a găsit o frână în propria lui ogradă. Acum, actualul primar este cel care a fost opozant și se chinuie să redreseze răul pe care l-a făcut acele comunități. Sper să-și reușească. Da, își dă seama acum, dar sigur e foarte târziu. Și păcat că s-a întâmplat și comuna Călinești este în situația asta. De aia spun. Dar celelalte comune din județul Satu Mare așteaptă să... Sper să nu se întâmple astfel de lucruri multe, cum s-a întâmplat în Călinești cu fosta administrație. Eu sper să se deblocheze fondurile, să poată să se deblocheze, să poată să cheltuie banii pe proiecte. Da, ați vreau să vă întreb, da, am avut și eu o întrebare, ce guvern v-a împiedicat să faceți legi bune? Și aș vrea să mai merg mai departe cu această întrebare și să ne spuneți și nouă cum se face că doar în campania electorală vă amintiți de pensionari, de salariile angajaților, de toate celelalte probleme pe care îi frământă pe români. Noastră aflați de ele doar în campania electorală și Iohannis a aflat că 30% din terenul agricol a fost vândut străinilor acum, în campania electorală. El până acum nu se știe ce a făcut. Deci realitatea e că proiectele de legi le face guvernul. Deci în Parlament nu se nasc decât marea majoritate. Proiectele de lege, aproape toate le fac guvernul. Iar inițiativele legislative vin din partea celorlalți. Problema din astea mari, importante, cum e legea pensiilor, sigur, modificările la legea pensiilor sau pensiile speciale, alea s-au născut în Parlamentul României, într-adevăr, pensiile speciale. Dar, Și dacă guvernul face un proiect de lege proastă, ce vă împiedică pe dumneavoastră ca parlamentar să o modificați? Majoritatea parlamentară actuală la care se referă mai devreme. Eu personal, de exemplu, am avut peste 200 de amendamente, din care o bună parte au fost acceptate și aveam o satisfacție deosebită când veneau colegii prieteni de la PSD și spuneau: ai dreptate, așa este cum spui, dar o disciplină de partid ne obligă să votăm împotrivă. Și așa aveam satisfacție că asta e. Ei fiind la vremea respectivă în guvernare, ei trebuiau să meargă pe legea așa cum era. Dar recunoșteau că propunerea mea este ok. Apropo de disciplină, domnule de partid... Romeu, domnule Nicoară, vorbeați de majoritatea parlamentară. Spuneți-ne și nouă, la care majoritate parlamentară vă referiți? La USL aveați 70%. Acum și dumneavoastră de la PNL, și domnul Pop de la PSD, și doamna Papiș de la ALDE, care atunci a fost în PNL, criticați aceste lucruri pe care s-au făcut în ultima perioadă, pe care le puteați schimba. Cele 102 de taxe, tot guvernele României. Pe cine a guvernat? PSD-ul a fost un mandat liberal, cine mai... Vă dau un exemplu foarte simplu și foarte ușor de înțeles, apropo de majorități parlamentare. Dar măcar este cineva care a propus renunțarea la ele. Anul ăsta, foarte bune, nu numai. Anul acesta, majoritatea parlamentară a inițiat majoritatea formată din PSD, ALDE și nu mai știu cine a fost pe lângă ei, acest proiect de lege pentru instituirea pensiilor speciale. Da, pentru instituirea pensiilor speciale pentru parlamentari. Domnul Iohannis nu are cumva pensie specială. Nu v-am întrerupt. Nu v-am întrerupt. Eu așa știu că... Nu, salariu mai mult. Indemnizație, mai mult. Guvernul de 3 ori de la mărit. E ordonanță de urgență. Extraordinar. Scoasă de guvernul Ponta. Eu cred că... Guvernul Ponta. Nu credeți nimica.
Această majoritate. Această... Să închei, vă rog. M-a întrebat domnul primar. Această majoritate parlamentară a votat legea cu pensiile speciale pentru parlamentari. Noi am votat împotrivă. Asta am făcut, am votat împotrivă. Și nu dorim ca parlamentarii să aibă pensii speciale în condițiile în care, mergând pe stradă sau într-o piață din județul Satu Mare, plâng oameni în fața noastră și se uită și, și ne arată cupoane de pensie de 300, de 400, de 500 de lei. Plâng. Dar cum și atunci, mi se pare că sunt cei 80 și ceva de persoane că vom care au de trei ori mai mare sunt venituri, câțiva care au venituri foarte mari și asta nu mi se pare că este corect. Și cine a donat de urgență a guvernului Ponta? Ok, dar ce ați făcut acolo? De ce nu le-ați contestat? Deci, păi, dar de ce dați așa ordonanțe? De ce nu ați atacat? Unde la ce vă gândiți când dați astfel de ordonanțe? La Pendea Constituțională sau trebuiau întoarse înapoi în Parlament de către domnul Iohannis? Care beneficiază dar el. Era o șmecherie în ordonanța asta, i-au mărit și dânsului. Exact. Să mărească și altora. Da, doamna Papici. Nu trebuie întors. Eu cred că oamenii își aduc aminte în perioada de campanie electorală despre creștere de salarii și creștere de pensii și de indemnizații. Ceea ce e un lucru bun, fără discuție. Scuzați. Și de indemnizații crescute pentru diferite categorii bugetare. Pentru că folosesc aceste informații ca modalități de a manevra și modalități de a influența electoratul. Și acest lucru se întâmplă fix de 26 de ani. Întotdeauna în preajma campaniilor electorale se promit măriri de pensii, măriri de salarii, tăieri de taxe. Aproape aș zice de detestat, nu știu dacă cuvântul ăsta îl amendează sau nu ce ne-au. Ceea ce se întâmplă, exact. Păcat și mizez foarte mult pe faptul că cei care vor intra în cabina de vot vor discerne și vor amenda prin nevotul lor pe cei care fac acest lucru. Pentru că e trist să constați că, așa cum ați zis, am avut o emisiune în urmă cu un an jumate, aproximativ atunci s-a pus în problema prima dată a pensiilor speciale, exact în această emisiune, toți cu dumneavoastră, și eu am spus așa atunci, mi se pare de neconceput. Am spus public. Și am zis, domnule, cum adică? Există o singură categorie de oameni în țara asta care își dau ei lor pensie și să-ți dea o pensie specială. Pentru ce? Nu sunt de acord cu așa ceva. Iar următorul lucru pe care l-am făcut, am vorbit cu colegul meu, care și atunci era în Parlament și am spus, sper din suflet că nu vei vota această lege pentru că te reneg, nu te mai recunosc niciodată. Și ce v-a răspuns? Și n-a votat-o. Cine a fost ăsta? Ovidiu Silaghi. Da. Ați votat chestia asta, nu mai dar cine a votat până la urmă? Cine a votat-o, a votat-o PSD-ul exact și ce a zis dumneavoastră, că venea la dumneavoastră cineva și zicea, îmi pare rău, disciplina e partid. Dar eu nu cred în acest lucru. Și nu am bucur, da, fost în Consiliul Local. Capăt, renegați-l până dumneavoastră, la capăt. Dumneavoastră trebuie să vă abțineți și să mă lăsați să termin. Păi ați mai zis de vreo trei ori, numai nu vă țineți de ce ziceți. Știți? Păi, la un om politic e foarte trist să tot zică și să nu se țină de ce zice. Dar e deranjant populismul și e deranjant. Da, ok, când ați vorbit dumneavoastră, ați vorbit dumneavoastră și ați făcut excepțional. Eu n-am înțeles nici când ați început, nici când ați terminat, păcat. Nici care era ideea, dar acum trebuie vorbesc eu și trebuie să... Mă scuzați. Eu, doamnă, totuși. Mă scuzați. Nu, de aceea sunt un om politic, de aceea trebuie să suprească. Oi. Dacă ajungeți în senat să vedeți ce țigănie e acolo... Să vedeți de ce prea de partid. Am fost în Consiliul Local și s-a întâmplat nu odată și nu de două ori să fiu singurul consilier care să voteze împotrivă, în condițiile în care colegii mei de partid au votat pentru sau colegii cu care eram în alianță. Nu cred în această impunere de către un partid politic, pentru că atâta vreme cât pe mine m-au trimis cetățenii de aici să-i reprezint acolo și să-mi fac datoria, nu poate să-mi spună cineva de acolo, faci așa sau faci așa. Atenție, dacă am argumente, dacă mă bazez pe ceva și dacă acea măsură este o măsură care nu vine și nu ajută populația și din potrivă. Da? Și cred... Da. Mulțumesc. Nu așa funcționează lucrurile în Parlament. Am să spun că preferecerea noastră nu se va întâmpla să dialog, nu așa sunt selecționați oamenii ca să... În condițiile în care ALDE nu
trece pragul și nu ajunge în Parlament. Punem punct aici emisiunii noastre din această seară. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, în această seară au fost prezenți în fața dumneavoastră doamna Marcela Papici, candidat al de Senat, domnul Dumitru Pop, primar PSD Odoreu, susține candidații PSD, domnul Romeo Nicoară, candidat PNL Camera Deputaților, domnul Tiberiu Güntner, candidat UDMR la Senat. Vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Informația TV.